Cei care au câștigat licitația pentru reparații stradale au început cu două echipe la asfaltări și cu o echipă la pietruiri străzi care sunt neasfaltate în momentul de față. Săptămâna viitoare vor avea și cea de-a patra echipă și vor merge într-un din ce în ce mai alert, având în vedere faptul că sunt la început pe acest domeniu. Au utilaje noi din ce am văzut și în primele zile în care au intrat în municipiul Roia pentru realizarea lucrărilor, făceau probe și testau acele utilaje. Deci vorbim de o societate care este acum la început, dar care până în prezent a demonstrat faptul că dorește să facă lucrări. Mai departe, rămâne de apărat și un renume al acelei societăți, sau dacă nu vor reuși să facă lucrări de calitate, cu siguranță vor avea o ștampilă pe care nici ei nu și-o doresc. Ați văzut că au apărut deja imagini în presă cu muncitorii care doreri. Da, am și menționat acest lucru. Din fericire, primăria municipiului Brăila îi plătește la metru pătrat și nu la ora efectivă pe care o petrec în municipiul Brăila. Ca urmare, dacă ei fac 2 metri pătrați, în 10 ore le plătim 2 metri pătrați. Diferența o plătește proprietarul societății respective. Dacă fac, în schimb, 100 de metri pătrați, noi plătim la metru pătrat. Nu plătim pentru eventuale pierderi. Având un termen la final. Da, și un număr de metri pătrați. Da. Și le-ați dat ca, nu știu, în grafic, există un grafic, da, în care există un și grafic. Se prevede atâția metri pătrați nu, pe nu, zi sau cum nu. E? Există un grafic cu străzile, dar cu siguranță atunci când ei intră pe o stradă și noi ne programăm, de exemplu, să decopertăm 40 de metri pătrați sau 50 de metri pătrați, de fiecare dată când ajung în zona respectivă, asfaltul fiind foarte vechi de 30, 40, 50 de ani, apare fenomenul de faianțare și atunci suprafața se extinde pentru că el este casant, având o vârstă foarte veche. Dacă o să mergeți pe Mircea Măloiră, să constatați că ei nu au intrat doar pe zona unde s-au tasat, ci au intrat pe o zonă mult mai extinsă, tocmai datorită îmbătrânirii acelui asfalt. Deci s-ar putea să fie mai mulți kilometri. Cu siguranță, da. Mai mulți metri pătrați. Da. Dar ei vor fi plătiți la numărul pe care l-au licitat de metri pătrați. Deci nu vom face extinderea de contract pentru că nu este legal. Deci va fi un bonus. Nu vor face toate străzile până la urmă. Nu poate să acoperi toată nevoia. Deci vor face exact cât este. Între timp vreau să vă spun că am încheiat deja contractele pentru utilajele proprii ale primăriei municipiului Brăila și așteptăm acum să facă efectiv livrarea acestor utilaje. La second hand sau în noi nouțe toate. Noi toate. Contractul acesta cu firma care s-a apucat de asfalt, cu asociația de fapt, da, de firme, e valabil doar până la sfârșitul anului nu. Sau și în anul nu. Următor? Contractul acesta are valabilitatea de un an de zile, vorbim din punct de vedere calendaristic, și în interiorul acestui contract avem mai multe tipuri de asfalt. Avem asfaltul acesta care se toarnă acum, avem în schimb și mixtură stocabilă care este posibilă a fi turnată atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, ajungând până la minus 20 de grade. Există o soluție tehnică în acest sens, care a mai fost folosită în municipiul Brăila și care este folosită și la nivel național, care este agreată, autorizată, avizată și se poate folosi inclusiv la temperaturi de până la minus 20 de grade. Adică poate să lucreze și iarna. Și noi o să și postăm. Iar pentru cei care nu cunoște ce înseamnă mixtura stocabilă, o să postăm la un moment dat de la mai multe societăți care sunt caracteristicile tehnice și cum se folosește. Tocmai ca să vedem un subiect la un moment dat că se va asfalta când va fi frig afară. Preventiv așa. Se poate asfalta și când ninge, ca să știm cu soluția asta. Nu, în niciun caz.